Oameni cu suflet sunt din nou alături de cei care au nevoie de o mână de ajutor. Conserve, zahăr, făină, mălai, ulei, carne, dulciuri și pâine. Toate vor ajunge la câteva familii de bătrâni din județul Giurgiu, care au fost uitate de copii și de nepoți și pentru care sărbătorile de iarnă vor arăta altfel. Sunt extrem de bucuroasă că am găsit un om cu un suflet mare care dorește să ajute nu numai acum, de aici încolo, o să-mi dea periodic diferite alimente pentru oamenii care chiar au nevoie și acum, mai ales că sunt sărbătorile și sunt anumiți oameni care nu au efectiv ce să pună pe masă. Sunt atât de fericită că găsesc oameni cu suflet. Ce ați reușit să primiți? Diferite alimente, zahăr, ulei, făină, pui, carne de pasăre, conserve, paste făinoase, dulciuri, pâine. Și pentru cei cu care soarta a fost crudă și le-a răpit copiii sau mamele și care au fost nevoiți să plece din țara natală ca să salveze viața, Crăciunul va fi unul mai frumos. Unde vor ajunge toate aceste alimente? Sincer să fiu, mi-aș dori să dau la cât mai mulți, dar încerc să dau la bătrânii pe care i-am eu, oamenii pe care i-am, mă ocup în mod special și nu numai, să dau la diferiți oameni care chiar au nevoie.